Când mai avea aproximativ 50 de metri până la intersecția cu șoseaua principală, într-o curbă la dreapta a pierdut controlul volanul, iar mașina a ieșit de pe carosabil și s-a oprit într-o zonă mlăștinoasă. În urma accidentului, atât șoferul cât și fiica acestuia de 9 ani au scăpat nevătămați. La fața locului a sosit un echipaj al Poliției Rutiere Câmpul Lung, care a demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările care au stat la baza producerii accidentului. Polițiștii l-au testat pe șofer cu etilotestul, iar aparatul a indicat o alcoolemie de 1,09 mg la 1000 alcool pur în aerul expirat. Nu mai plânge dânsa. 109. Uite-te, da? 109, da? Șoferul a fost condus la Spitalul Municipal în vederea recoltării probelor biologice. Bărbatul s-a ales cu dosar penal și va rămâne pieton timp de 3 luni.